acest sacrament sfânt, că mi-ai dat-o ca mijlocitoare pe Maica ta prea sfântă și că m-ai chemat să te vizitezi în această catedrală. Mă închin astăzi inimii tale prea iubitoare ca să-ți mulțumesc pentru acest dar mare, apoi ca să-i ispășesc jignirile ce ți s-au adus în acest sacrament sfânt și ca să-ți aduc închinare și în acele locuri unde ești mai puțin cinstit sau chiar uitat cu totul în sacramentul Eucaristiei. Iisus al meu, te iubesc din toată inima, îmi pare rău că am mâniat de atâtea ori marea ta bunătate. Mă hotărăsc cu ajutorul tău să nu te mai supăr în viitor. Și acum mă consfințesc cu totul ție, așa sărman cum sunt. Renunț la voința mea și la tot ce mi-aparține și ți le dăruiesc. Vede acum înainte cu mine ceea ce îți place. Îți cer și voiesc numai dragostea ta sfântă, stătornicia în bine până la sfârșit și îndeplinirea desăvârșită a voinței tale. Mă rog și pentru sufletele din purgator, mai cu seamă pentru acele care au cinstit Sfânta Eucaristie și pe Preacurata Fecioară Maria. Adu-ți aminte de sărmanii păcătoși. Adu-ți aminte, Doamne, de poporul Tău, de toți cei care Te caută cu inimă curată. Binecuvântează, Doamne, țara noastră și poporul nostru. Ajută-ne să fim cu toții în jurul Tău, iubindu-Te, urmându-Te și trăind în armonie și pace. Mântuitorul meu prea iubit, dorințele mele le unesc cu dorințele inimii tale prea iubitoare. Și astfel unite le jertfesc Tatălui tău și îl rog în numele tău ca să le primească pentru iubirea ce o poartă față de tine și să-mi asculte ruga. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Laudă și mulțumire să fie în orice moment. Ai dat lor o pâine cerească. Doamne,
Deus, in obi sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, trivequesum citanos corpores et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, vivibis et regnas in saecula saeculorum. Preamărit să fii, Doamne, în veci de veci. Preasfințite, Părinte Rector, Părinte Paroc, Sfințile voastre, dragi părinți capelani și părinți concelebranți, dragi copii și tineri viscădincioși, credința noastră trebuie să fie publică. Credința noastră trebuie să o facem cunoscută prin viața noastră, prin rugăciunile noastre, prin faptele noastre bune, prin cinstirea celui care ne-a creat, ne-a mântuit și ne sfințește. Aceea ne bucurăm ca în astfel de momente să ne exprimăm împreună cu toți cei care cred în Eucaristie, credința noastră, prețuirea noastră, iubirea noastră. Vă mulțumim tuturor pentru această participare. Mulțumim seminarului nostru, seminariștilor și profesorilor. Mulțumim copiilor și tinerilor și părinților capelani în frunte cu părintele Paro. Mulțumim tuturor celor care au participat, surori, frați, credincioși, familii, cei care au fost uniți cu noi pe undele internetului și al radioului. Vă mulțumim pentru participare și îl rugăm pe Dumnezeu încă o dată să rămână cu noi. El vrea să rămână cu noi. Noi trebuie să rămânem cu El. El a spus amin din iubire și noi trebuie să spunem amin din recunoștință și dragoste. În chip deosebit le mulțumesc copiilor care au înfrumusețat acest moment cu inimile lor curate. Corului și fanfarei care ne-au însoțit. Și din inimă tuturor le dorim să aibă
mai departe binecuvântare. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ploaia care a fost, pentru timpul pe care l-a dăruit. Și credem că ne va dărui mai departe harurile sale. Țara noastră are nevoie de Dumnezeu, de adevăr, de dreptate, de cinste, de iubire, de prețuire, de respect. Credincioșii trebuie să fie cei din tâi care arată aceste lucruri. Plecăm acum fruntea înaintea lui Dumnezeu și mulțumindu-i, îl rugăm să meargă cu noi acasă. Celebrarea jertfei Sfintei Liturghii și procesiunea trupul și sângele Domnului s-au terminat. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim și tuturor celor care au creat ordinea pentru această sărbătoare, autorităților noastre și jandarmeriei.